Te-ai dus recent la medic și ți-a spus, stai cam rău cu colesterolul, hai să mai scădem un pic din colesterol. Sau te-ai uitat pe analiză și ai văzut că ai colesterolul crescut. Ai în familie pe cineva care are antecedente de boli cardiovasculare sau de infart și știi că acel colesterol îți face rău sau îți poate face rău. Sau vrei pur și simplu să-ți reduci nivelul de colesterol, atunci acest material este pentru tine pentru că în acest material o să înțelegi ce este colesterolul, la ce folosește el și să înțelegi când colesterolul e bun și când el este dăunător și ce îl face dăunător. Pentru că, din păcate, colesterolul este așa încriminat pe nedrept, complet pe nedrept. Colesterolul, de fapt, este o moleculă esențială corpului nostru, este esențială supraviețuirii. Dacă n-ai mai fabrica colesterol, din momentul ăsta, în câteva zile, n-ai mai putea trăi. Atât de important este colesterolul. Și de foarte multe ori, nu el este problema, ci ceea ce facem noi. Și nu o să spun doar ce să nu mănânci. O să spun la finalul materialului și ce trebuie să faci ca acel colesterol, între ghilimele, să nu-ți facă rău. Pentru că, de fapt, cum ziceam, problema nu este colesterolul. Și dacă ne uităm pe acest grafic, cam astea sunt recomandările generale care sunt valide, sunt adevărate, dar foarte puțini oameni înțeleg aceste recomandări. Și ceea ce este păcat este că puțini doctori înțeleg aceste recomandări. Sau sunt doctori care nu înțeleg pe deplin mecanismul colesterolului și materialul ăsta sper să explice în așa fel încât tu, la final, să înțelegi ce e colesterolul și ce poți să faci, astfel încât acel colesterol rău, între ghilimele să nu te afecteze. So, dacă ne uităm la acest grafic care este legit, este adevărat, cam ăsta e nivelul de colesterol care ne sperie. Când totalul de colesterol depășește 240, iar LDL colesterol, denumit și colesterol rău, poate fi rău uneori, dar LDL în sine nu este absolut cu nimic rău, o să vedeți de ce, când LDL depășește 160. Peste 190, de exemplu, doctorul e cumva obligat de protocol să-ți recomande niște statine. O să vedem și care este problema cu statinele, pentru că ele ajută, dar ajută într-un mod greșit. Și atunci când HDL colesterol, adică cel bun, între ghilimele, este sub 40 la bărbați sau sub la femei. O zonă de risc galbenă este un colesterol total între 20 și 240, LDL 110-159 și vedeți aici valorile de HDL, iar un colesterol total sub 200 cu LDL sub 100 și HDL peste 60 este considerat colesterol bun. Dar ce lui este de fapt acest colesterol? Colesterolul este un lipid, este o grăsime, este de fapt un steroid, pentru că din el se fac hormonii steroidieni, dar el, în esență, este o bucată de grăsime care este foarte importantă pentru corpul nostru. Prima funcție a colesterolului e aceea de a forma membrana celulară. Dacă asta este o celulă, ea are o membrană care o apără. Și dacă zoomăm așa înspre această membrană, o să vedem că are. Că este formată din fosfolipide cu verde și colesterol cu galben. Sunt câteva fosfolipide și o bucată de colesterol. Câteva fosfolipide și o bucată de colesterol. Ce face acest colesterol împreună cu aceste fosfolipide este să protejeze membrana ta celulară, să protejeze celula înăuntru, să nu lase apa să iasă din ea și să nu lase alte lucruri care nu trebuie să intre în celulă să pătrundă în interior. Spre exemplu, tu. Când pui mâna pe pielea ta, tu atingi în proporție de 10-20% colesterol. Aici este colesterol. Dacă n-ai mai avea colesterol și fosfolipide în membrana celulară, tu ai pierde undeva la 20 de litri de apă în decurs de câteva ore. Ea s-ar evapora din corpul tău pur și simplu. Și ca acest lucru să nu se întâmple, celulele noastre au pe membrana lor niște fosfolipide plus colesterol, care sunt niște grăsimi care nu lasă apa să iasă afară. Asta e una din problemele bolnavilor arși, da? mari arși în momentul în care se arzi, trebuie hidratați intens pentru că ei pierd foarte multă apă, foarte multe lichide prin pielea care nu mai are acea membrană care să-i apere. Deci prima funcție a colesterolului e aceea de a forma membrana celulară și din tot colesterolul nostru circulant, undeva la 50% din colesterol participă la formarea acestor membrane celulare. Da? Deci colesterolul intră în membrana celulară și formează e o parte din membrana celulară. Și apropo, întrerupem acest material pentru a mulțumi sponsorului acestui video care sunt Live Dental Spa. Live Dental Spa este cel mai mare lanț de clinici dentare laser din țară. Au super review-uri de la pacienți pe internet și punctele lor forte sunt următoarele. Ei utilizează super tehnologie laser pentru tratarea diverselor afecțiuni orale, precum carii, gingivita, paradontoza și multe altele. Tratamentul cariei cu laser este cel mai eficient și minim invaziv procedeu de acest fel, deoarece raza laser curăță caria fără să afecteze smaltul sănătos din jur, deci nu se va îndepărta mai mult decât trebuie din dinte. În plus, laserul este bactericid, elimină bacteriile din cavitatea ce urmează să primească plomba și atunci riscul de a apărea o carie secundară este mult mai mic și mai mult decât atât, tratamentul cariei cu laser nu doare, este foarte confortabil, rare ori se folosește anestezie, e de important asta, eu de regulă folosesc anestezie la orice lucrare dentară îmi fac și efectiv fix de anestezia aia mi-e frică aici aproape că nu este nevoie de anestezie când tratezi o carie cu laser. Doar la ei, la Life Dental Spa, veți găsi BioParo, tratamentul paradontozei cu laser unic în România ce folosește lasere cu lungime de unde diferite pentru a elimina bacteriile care produc boala și a vaporiza țesuturile infectate. Protocolul BioParo este implementat în clinicele Life Dental Spa de aproximativ 7 ani, iar rezultatele sunt excelente pe termen lung pentru stoparea paradontozei. Pe lângă tratamentele cu laser, oferă tratamente de canal la microscop scop, coroane și fațete dentare estetice, reabilitarea dentară complexă și implanturi și chirurgie dentară și aparate dentare invizibile de tip aligner. Live Dental Spa au clinici în mai multe orașe mari din țară, precum București, Cluj, Iași, Brașov, Oradea, Arad, Constanța, Sibiu, Pitești, având în deschidere locațiile din Cluj, Târgujiu și Timișoara. Deci Live Dental Spa, super tratamente. Atenție, m-am uitat pe Google, i-am căutat pe Google, absolut fiecare clinică are review-uri și foarte multe, ceea ce spune foarte mult. Așa că din nou îmi mulțumesc Live Dental Spa pentru faptul că sprijin acest material la care ne întoarcem chiar acum. A doua funcție a colesterolului este aceea de a forma hormonii steroizi. Colesterolul este un precursor esențial pentru sinteza tuturor hormonilor steroizi, inclusiv hormon sexual cum este estrogenul, progesteronul, testosteronul sau hormonii cortico -suprarenal, cum este cortizolul sau aldosteronul. Deci colesterolul este practic prima bucată peste care se pun alte elemente pentru a forma forma acești hormoni. Totuși, pentru a forma zilnic acești hormoni, e nevoie de aproximativ 1% din colesterolul total circulant. Asta este o Aproximare grosieră, dar ca să facem un raport între colesterolul necesar pentru membrane și colesterolul necesar pentru acești hormoni, cam acesta ar fi raportul. Undeva la 1% din colesterolul total e necesar pentru a forma zilnic acești hormoni. Iar a treia funcție a colesterolului e aceea de a forma acid colic, care se transformă în săruri biliare în sucurile noastre biliare și undeva la 80%. 80% din colesterolul care nu participă la membrană, deci un total de 40% din colesterolul zilnic circulant în corpul nostru, participă la formarea acestor sucuri biliare, da? la acid colic și la săruri biliare, care pur și simplu funcționează ca niște săpunuri. Ele emulsionează grăsimile din intestinul nostru. Gândiți-vă la cum funcționează un săpun. Un săpun, când ne spălăm pe mâini, el nu are rolul principal de a omorâ bacteriile astea, cu toate că există săpunuri cu bactericide. Rolul principal al săpunului de casă e acela de a emulsiona grăsimile, deci el ia grăsimile, le ia după el. Noi în momentul în care punem mâna pe chestii murdare, bacteriile și restul de reziduri și de murdărie și de mizerie rămân pe mână pentru că rămân lipite de grăsimile care sunt pe palma noastră. În momentul în care noi ne spălăm cu săpun, rolul lui principal este de a îndepărta acele grăsimi și împreună cu acele grăsimi eliminăm bacteriile, nu de a omorâ bacteriile. Și asta face acidul colic sau sărurile biliare din sucurile biliare care sunt eliminate de ficat prin coledoc și ajung în duoden și intră în contact cu mâncarea deja digerată în stomac, Rolul acestor sucuri biliare este acela de a emulsiona, de a lua grăsimile mari și de a le ascinda în acizi biliari micuți pe care corpul sau intestinul ulterior le absorbe. Deci astea sunt cele trei funcții esențiale ale colesterolului. Acum, care este sursa acestui colesterol? Și în momentul în care oamenii de știință prin anii 1960 și-au dat seama că colesterolul stă la baza multor boli cardiovasculare, au început să recomande oamenilor să nu mai mănânce alimente cu colesterol. Și fantoma acelor vremuri încă domină și astăzi, încă ne sperie și astăzi. Pentru că foarte mulți oameni au impresia că dacă consumă colesterol alimentar, o să le crească colesterolul. De fapt, undeva la 10% din totalul de colesterol vine din alimentație. Pentru că colesterolul este o moleculă greu de absorbit în intestin. Deci dacă tu mănânci multe ouă care conțin mult colesterol, doar o mică fracțiune din acel colesterol se va absorbi. Și undeva la 90% din colesterol este fabricat în ficat. Ficatul tău face colesterol, face până la un gram de colesterol pe zi, pentru că acest colesterol e atât de important pentru funcțiile organismului nostru. Dacă le-am enumerat pe cele esențiale și anume constituie membrana celulară din Majoritatea celulelor participă la formarea hormonilor steroizi și participă la formarea sărurilor biliare prin acidul colic, care este secretat de ficat. Deci, 90% din colesterol este făcut în ficat, iar secreția din ficat are un feedback negativ. Adică, dacă tu la un moment dat din 10% mănânci 20% din colesterolul tău total, îl iei din alimentație. Ficatul o să scadă sinteza de colesterol la 80% și se va adapta. Dacă tu mănânci o dietă săracă în colesterol, atunci ficatul se va adapta și va face mai mult colesterol. Dar în medie ficatul face un gram de colesterol pe zi. Bun, și acum hai să înțelegem ce este acel LDL și ce este HDL. LDL vine de fapt de la Low Density Lipoprotein iar HDL este, de fapt, High Density Lipoprotein. Deci, lipoproteină cu densitate mică și lipoproteină cu densitate mare. Lucrurile devin foarte confuze. Inclusiv pentru medici, din momentul ăsta, lucrurile sunt foarte confuze. Foarte mulți medici nu o să recunoască asta, dar noi nu învățăm lucrurile în asemenea detaliu, nici măcar la facultatea de medicină. Probabil că diabetologii învață lucrurile astea în rezidențiatul lor, dar. Cam la nivelul ăsta se oprește uh, cunoașterea sau cultura generală, inclusiv a unui medic care trece printr-o curiculă normală. Atenție, nu e vorba că medicul respectiv nu este interesat sau nu asta să studieze. Pur și simplu, inclusiv în tratatul de fiziologie, cam aici se opresc lucrurile, dar noi mergem mai departe și o să explicăm în momentul de față sau în cele ce urmează o să explicăm, o să avem două explicații. Una un pic mai medicală și dacă aveți răbdare și treceți peste ea, o să avem și o explicație cu o analogie cu niște bărci, vapoare și care transportă containere, oameni, astfel încât să înțelegem despre ce este vorba. Sau so, hai să înțelegem ce sunt aceste lipoproteine. Lipoproteinele sunt de fapt niște molecule, niște proteine care transportă colesterol. De ce? Pentru că colesterolul este o grăsime. Dacă tu ai un pahar și în paharul ăsta ai apă, paharul este vasul de sânge, iar apa este sângele, dacă tu pui grăsime peste acel pahar, acea grăsime o să se ducă la suprafață. Da? Și atunci, tu dacă vrei să transporti grăsimea respectivă prin sânge, tu trebuie să o pui în ceva care nu este așa fricos. Grăsimea e frică de apă. Grăsimea fuge de apă și de asta se pune la suprafața paharului. Tu trebuie să pui acea grăsime în ceva care o să stea în apă. Și astfel, corpul a inventat un fel de chiftele. Aceste lipoproteine sunt niște chiftele. Aceste chiftele au proteine la exterior, da, deci sunt niște chiftele de proteine, iar în interior s-a băgat colesterol. Deci în interiorul lipoproteinei se bagă colesterol. Asta este o lipoproteină, este efectiv o chiftea. Da? Deci dacă bunica face ciorbă, dacă pune ulei, untură în ciorbă, ea o să stea la suprafață. Ce face bunica ca să facă ciorba gustoasă și să ai și grăsime în ciorbă? O să facă niște chiftele în care o să pună carne și în carne aia o să pună grăsime. Și în momentul în care ea amestecă acele chiftele cu grăsime, acele chiftele o să plutească în ciorbă da? și o să ai o ciorbă gustoasă, care o să fie apoasă, dar o să aibă și grăsime pentru că chifteaua are grăsime. Deci LDL, HDL, sunt niște chiftele, doar că sunt chiftele diferite. LDL este o chiftea care este plină de colesterol, de grăsime. HDL este o gălușcă care o să capteze grăsimea, o să ia grăsimea în plus din ciorbă da? și o să se imbibe ea de grăsime și o să o scoată afară. Ajungem imediat la aceste explicații. Doar că în toată această schemă foarte rar se măsoară și se pune accent pe VLDL pentru că în afară de LDL și HDL, există VLDL, care de fapt este very low density lipoprotein. Da? Deci este o lipoproteină cu o densitate foarte mică. Ăștia sunt cei trei jucători despre care urmează să vorbim. Așa că haideți să începem. Totul începe cu ficatul. Am zis că ficatul este cel care produce colesterol. Da? Acesta este ficat. El produce un gram de colesterol pe zi. Și colesterolul, după cum am înțeles, este important, trebuie să ajungă la celule, trebuie să ajungă la organe care fac hormoni și trebuie să fie folosit chiar și de el de ficat ca să facă sucuri biliare. Acum, după cum am înțeles, colesterolul este o grăsime și dacă ar face ficatul colesterol și l-ar duce în sânge, el s-ar urca undeva la suprafață și n-ar putea să ajungă în celule, n-ar putea să fie absorbit, n-ar putea să fie transportat, la fel cum s-ar întâmpla cu uleiul pus în ciorbă. Așa că, bunica, pune ulei sau untură sau unt, orice tip de grăsime în chiftele și aruncă chiftelele în ciorbă, astfel ficatul o să pună colesterolul în prima chiftea despre care o să vorbim astăzi, care se cheamă VLDL. Acest VLDL este practic o chiftea pe care, e ca o barcă pe care ficatul o folosește ca să transporte colesterol, da? Această barcă, această chiftea, are la exterior acest înveliș proteic, astfel acest înveliș proteic permite acestei chiftele să plutească în ciorba noastră, ciorba fiind sângele în cazul de față, doar că corpul nostru este atât de deștept încât nu face bărci diferite pentru lucruri diferite și el o să transporte prin acest vel de el două componente, nu doar colesterol. Unul o să fie colesterolul, dar elementul principal din această chiftea o să fie trigliceridele și o să le desenez așa ca pe niște elemente triple albastre. Astea sunt trigliceridele. Am promis un video despre trigliceride, este în lucru, este în lucru scriptul, e foarte important să înțelegem ce sunt trigliceridele, dar o să facem un rezumat acum al trigliceridelor. Trigliceridele sunt forma principală de depozitare a grăsimii. Fie că mâncăm grăsime, indiferent ce tip de grăsime mâncăm, ea este digerată pe tractul digestiv în acizi grași. Deci chiar dacă avem lanțuri lungi de grăsimi, forma de bază, cărămida de bază a unei grăsimi este acizdul gras. Deci avem acid gras. Trigliceridele sunt principala formă de depozitare a celor grăsimi. Fie că le mâncăm fie că mâncăm exces de mâncare, mâncăm zahăr mult, de exemplu, sau mâncăm orice tip de mâncare, multă mâncare, mai mult decât putem să consumăm, ficatul o să ia excesul acela de calorii și o să-l transforme în acid gras. Acizii grași sunt foarte densi caloric, da? Un uh, gram de grăsime are 9 uh, calorii, deci este cea mai densă formă de depozitare. Dacă corpul, de exemplu, ar depozita excesul de energie sub formă de carbohidrat, am fi probabil atunci când ne-am îngrășat, am fi de două ori mai, mai voluminoși și mai grei. Deci, grăsimea este cea mai eficientă formă de a depozita calorii, așa că corpul nostru transformă fie caloriile în exces, fie grăsimile pe care le absorbim direct, le transformă în acizi grași și le împachetează în formă de trigliceride care sunt trei acizi grași lipiți de un glicerol. Nu contează ce e acel glicerol, e pur și simplu e ca un cotor de care se lipesc cele 3, cei trei acizi grași. Deci, o trigliceridă este glicerol cu 3 acizi grași sau lipit, le face ficatul, și ficatul trebuie să trimită acele trigliceride fie la celulă ca să fie folosite în mitocondrii sub formă de energie, fie pentru a fi depozitate în țesutul nostru adipos. Da? Țesutul nostru adipos este format din 99% din trigliceride. Sunt niște celule adipoase în interiorul cărora pătrund aceste trigliceride și plutesc acolo. Acum, ca scurtă paranteză foarte interesantă, aceste trigliceride din celulele noastre adipoase sunt sub formă lichidă și sunt mereu refolosite, astfel încât viața, durata de viață medie a unei trigliceride este de aproximativ 3 săptămâni. Deci dacă tu, de exemplu, să zicem că ai 10 kg de grăsime în plus, da? în momentul de față ai 10 kg de grăsime în plus și ai impresia că acea grăsime o ai de 10 ani, în realitate, trigliceridele care plutesc în acea grăsime în celulele adipoase, ele se refolosesc la fiecare trei săptămâni. Ele sunt fluide și mereu sunt luate de acolo când tu ai nevoie de energie în plus, corpul ia din acele trigliceride și le mănâncă. Când mănânci în plus, el depune acolo grăsime. Deci grăsimea pe care o ai pe abdomen, de exemplu, dacă ai acel colăcel, ea se reface la fiecare trei săptămâni. Grăsimea pe care o ai acum... E alta față de a cum 3 săptămâni, și în trei săptămâni la cel colociel, tu o să ai depusă altă grăsime nouă pentru că pasta pe care o ai acum o să o folosești. Asta ca simplă paranteză care mie mi se pare interesantă. Acum, hai să revenim la acest VLDL. Deci acest VLDL are în primul rând multe trigliceride. Aceste trigliceride sunt făcute de către ficat, deci ficatul face trigliceride, fie că le ia direct din grăsime, fie că le transformă din carbohidrați, din cola aia pe care o bei, din zahărul în plus pe care îl mănânci. Ai mâncat mult zahăr, el nu are cum să fie folosit imediat dacă tu nu faci foarte mult sport. Atunci ficatul o să facă aceste trigliceride, le transferă în acest VLDL și acest VLDL, adică Very Low Density Lipoprotein, această chiftea care se cheamă Very Low Density. De ce se cheamă ea așa? Pentru că la nivelul acestei chiftele o să găsim și colesterol desenat sub forma acestor puncte galbene care sper să se vadă pe ecran în de față, dar acest VLDL o să aibă puțin colesterol față de foarte multe trigliceride care o să fie în jur. Da? e motivul pentru care el se cheamă VLDL și mulți au impresia că e o moleculă micuță, că este o proteină Că e o lipoproteină micuță, de fapt, acest VLDL, adică Very Low Density Lipoprotein, lipoproteină cu o densitate foarte mică, densitatea asta se referă de fapt la e o densitate relativă a colesterolului. Acest VLDL are puțin colesterol și foarte multe trigliceride. Și de asta se cheamă VLDL. Dar ea este o chiftea mare. E cea mai mare chiftea. So, ficatul nostru face acest VLDL și face multe astfel de lipoproteine cu densitate foarte mică și le trimite în sânge. Aceste lipoproteine cu densitate foarte mică o să ajungă în sânge, da? Și se duc la celule. Ceea ce o să facă această chiftea mare, da, VLDL, o să fie să cedeze aceste trigliceride acestor celule. Deci ele, practic, VLDL se duce în sânge, se duce la celulele care au nevoie de energie sau celulele care stochează energie și le depozitează acolo, le cedează. Și astfel, cedând aceste trigliceride, această chiftea devine mai mică. În momentul în care această chiftea devine mai mică, ea are foarte puține trigliceride o să aibă foarte mult colesterol. Acesta, dragii mei, se va numi LDL. Deci ficatul tău nu face LDL colesterol, tu nu mănânci LDL colesterol, tu când mănânci ouă și mănânci colesterol, tu nu faci LDL-colesterol. Și, practic, acesta este modul prin care VLDL se transformă în LDL. Prin cedarea trigliceridelor, deci e o chiftea mare care pleacă prin sânge, cedează trigliceride la celule care folosesc trigliceride sub formă de energie sau le depozitează și, în final, acest VLDL se micșorează, pentru că a cedat trigliceride și, când are mai mult colesterol, el se transformă într-un LDL. Deci, ca rezumat această chiftea mare, VLDL, care are și trigliceride foarte multe și colesterol, mai puțin colesterol decât trigliceride, se duce la celule, cedează acele trigliceride și se transformă în LDL. Ăsta este singurul mod în care în corp apare LDL. LDL este acea chiftea mare care și-a făcut deja și-a bifat prima misiune, a donat trigliceride și acum are colesterol. Și rolul lui acum este să livreze colesterol la celule. Atenție să ne reamintim Colesterolul este necesar celulelor pentru membrana celulară, pentru hormoni în corp și pentru sucuri biliare. Deci acesta este modul în care apare acest LDL, da, e o chiftea plină de colesterol. Bun, practic după ce VLDL se transformă în LDL, atunci această lipoproteină își continuă misiunea, se duce prin sânge și livrează practic colesterol celulelor. Asta este principala funcție a LDL, să ducă colesterol la celule. LDL nu este rău este un tip de lipoproteină care are o funcție foarte specifică și fără care noi nu putem. Adică dacă avem prea puțin LDL, nu este ok. Nu o să avem suficient colesterol în celule pentru hormon și pentru sucul biliare. Deci LDL este această chiftea mai mică care nu mai are gliceride dar are mult colesterol și merge la celule. Acum ce este important de reținut, rețineți asta pentru că o să ajungem la asta și o analiză specifică pe care o putem face și care ne indică mult mai bine riscul de a face boli cardiovasculare decât să ne testăm pur și simplu el de al colesterolului. Ce uh, e important de reținut e că pe, pe suprafața acestei, uh, acestui LDL există o proteină. Iar proteina asta se cheamă apoB. Această proteină ApoB de pe suprafața lipoproteinei LDL este foarte importantă pentru că ăsta este locul în care uh, LDL colesterol se va fixa de celula noastră. Deci LDL circulă prin sânge, chifteaua LDL care e plină de colesterol, circulă prin sânge, ajunge la celulă și se fixează prin această Apo lipoproteină B. Acest ApoB e o proteină și există o singură proteină ApoB pe suprafața LDL. O să fac o paranteză acum. De deci ce e important acest lucru? Pentru că atunci când tu te uiți pe analize și citești LDL colesterol, ceea ce măsoară această analiză nu este numărul total de LDL, nu e numărul total de chiftele pe care tu le ai în sânge. LDL colesterol măsoară cantitatea totală de colesterol pe care aceste chiftele le circulă. Adică, pe noi, în evaluarea riscului de boală cardiovasculară, ne interesează mai exact câte chiftele din astea ai tu, circulante. Ai multe chiftele care circulă în ciorbă, din astea LDL micuțe cu grăsime, sau ai puține? Sunt puține chiftele, dar sunt pufoase? Sau sunt multe și sunt mici? Analiza LDL colesterol, când tu măsori LDL colesterol, apare sub numele ăsta LDL-C, ea măsoară cantitatea totală de colesterol, adică tot colesterolul ăsta. Ea nu măsoară numărul de LDL, adică nu ți arată numărul de LDL, ci îți măsoară cantitatea totală de colesterol. Dacă facem aici analogia cu chiftelele, este ca și cum am măsurat cantitatea totală de grăsime din chiftelele bunicii și nu am măsura numărul de uh, chiftele. În schimb, analiza care există și la noi în țară, în toate laboratoarele, care măsoară ApoB, când măsori ApoB care trebuie să fie sub 1 mg pe decilitru, această analiză ApoB practic îți dă un indiciu al numărului de LDL Îți dă un indiciu al numărului de chiftele și nu-ți arată doar cantitatea totală de grăsime din toate chiftelele. Ok, și acum hai să revenim și să o luăm cu o recapitulare. Ficatul nostru face colesterol și face trigliceride sau le ia direct din alimentație, dar fiind grăsim și trigliceride și colesterol fiind lipide, ele nu pot fi eliberate în sânge singure, așa că ele o să fie integrate într-o mare chiftea, care se cheamă VLDL. Acestă mare chiftea VLDL are multe trigliceride și puțin, puțin colesterol. VLDL merge la celulă unde donează trigliceride, dar se micșorează. Se micșorează și devine LDL, adică chiftea mai mică, care are mult colesterol în ea. Această chiftea are această ApoB, este o proteină care se va fixa la celule E ca un doc, e ca, un, e ca o gură de andocare. da? Și acest LDL se va fixa la celulă. Și ceea ce se va întâmpla aici este foarte interesant și merită reținut. Celula o să capteze colesterolul, da? Deci o să intre colesterolul în celulă și treaba ei la ce folosește, la membrană, la hormoni, la, dacă e o celulă inficată, îl folosește la sucuri biliare. Deci celula noastră o să oprească acest colesterol și mai mult decât atât, ea o să ia și membrana, membrana acelei lipoproteine și o să o digere. Deci o celulă captează acel LDL colesterol, da? Și o digeră și păstrează colesterolul și uh, digeră membrana și o folosește la alte treburi de lei. Și asta, asta este, practic, o parte din tabloul uh, pe care îl descrie. Da? Ficatul face VLDL, uh, VLDL donează triglicerii de la celule, o să tot repet asta ca să înțelegem cât se poate declara. LDL-ul ajunge la celulă, celula prinde această lipoproteină, scoate colesterolul din ea și membrana o digeră și am terminat cu ldl colesterolul. Dar... Dacă rămâne colesterol în plus, dacă acest LDL a avut prea mult colesterol și celula nu mai are nevoie de atât de mult colesterol, apare un al treilea element care este tot făcut de ficat și care se cheamă HDL. Și acest HDL inițial este ca un disc. Este un disc care are proteine afară și aproape că nu are deloc colesterol în interior și acest HDL el o să meargă la celulă se andochează la acea celulă și ceea ce o să facă este să scoată din celulă colesterolul în exces. Și astfel el din această formă de disc se va transforma din nou într-o formă sferică, ca o bilă, da? o să capteze excesul de colesterol și îl readuce înapoi la ficat pentru a fi folosit. Ok, sper că ați rămas până aici, o să facem din nou o scurtă recapitulare folosind analogia cu chiftelele. So, ficatul este bunica noastră care face ciorbă, da? Și are grăsime de pus în ciorbă, doar că acea grăsime nu poate pluti în ciorbă, așa că o bagă în chiftele. Ev... VLDL este chifteaua mare care conține și trigliceride și colesterol. Ea o să cedeze acele trigliceride în celule, deci chifteaua mare pusă în ciorbă o să cedeze niște celule în ciorbă și se face chiftea mică, plină de grăsime, care este LDL. Este o chiftea bună cu grăsime, care aduce grăsime în gura noastră. Noi luăm acea bucată de chiftea, LDL, da, o mestecăm, iar restul de grăsime de care nu avem nevoie o să-l scuipăm în șervețel. Ficatul face HDL, care este șervețelul nostru, care curăță acel colesterol, curăță grăsimea în exces și o aduce la ficat. Asta este explicația, să zic, acestui profil lipidic. Ce se întâmplă însă cu LDL colesterol, cu colesterolul ăla în exces? De ce? Unor oameni, dacă ne uităm din nou, pe acest grafic vedem că la unele persoane LDL colesterolul crește și de ce devine el problematic și de ce începe să crească. Și aici intervine stresul oxidativ. Este acest exemplu de aici pe care vreau să îl desenăm. So acest LDL-colesterol poate să fie atacat de tot felul de factori pe care, de care o să-i vorbim acum. În momentul în care acea chiftea este în ciorbă, dacă bunica ea și începe să amestece viguros ciorba cu o lingură de fier, da, de metal, aceste chiftele o să înceapă să se rupă. Da? Și astfel, dacă trimitem tot felul de săgeți, o să vedem ce influențează acest LDL-colesterol, dacă trimitem săgeți care încep să rupă membrana acestui uh, LDL, el se va transforma așa într-un el foarte ciudat. Deci, structura lui, membrana lui, o să devină ciuruită de tot felul de lucruri, da? și această ciurire o să se cheme oxidare sau stres oxidativ. Da? Practic, sunt anumite elemente care o să. Lezeze acest LDL și el nu o să mai poată fi recunoscut de această celulă. Această celulă care vrea să primească LDL-Colesterol și să-l recunoască prin acest ApoB nu o să mai fie capabilă să recunoască acest LDL. Ce se întâmplă atunci? Dacă acesta este un vas de sânge, o arteră, da? Și avem prea multe astfel de LDL colesterol, da? Să le desenăm așa aici. Sunt prea multe, se strâng prea multe și nu mai sunt captate. Aici intră în acțiune ceea ce se cheamă macrofage. Macrofagele astea sunt niște elemente care țin de imunitate, care recunosc, au niște ochișori care se uită și recunosc aceste LDL oxidat, deci LDL-ul chiftelele oxidate, chiftelele stricate sunt recunoscute și practic le mănâncă. În momentul în care aceste macrofage mănâncă LDL, LDL-ul intră în ele, le fagocitează, așa se cheamă. Ele se vor transforma în niște celule care se vor numi celule spumoase. Și aceste celule spumoase sunt foarte proinflamatorii. Și ceea ce se va întâmpla este că ele se vor acumula, uite aici, la nivelul vasului. Prin acumularea asta de exces se formează această placă de ateroscleroză. Asta este o ateroscleroză, da? Toți avem această ateroscleroză, dar cu cât avem mai mult LDL oxidat și o să vedem ce îl oxidează, se formează această placă de ateroscleroză care în momentul în care se rupe sub fluxul ăsta de sânge, aici avem flux de sânge care forfetează această placă de ateroscleroză, Iar când se rupe se face un capișon de genul ăsta și vasul se astupă. Și asta se numește infarct. Deci nu LDL este problema, nu aceste chiftele care sunt pline de grăsime, care se duc la celulă și restul de grăsime vine HDL, șervețelul și le șterge, le ia, le duce la ficat. Nu ele sunt problema. Nu colesterolul pe care noi îl mâncăm din ouă sau din alte uh, alimente este problema, după cum am înțeles, sper din acest material până acum, ci faptul că aceste molecule, aceste lipoproteine LDL, sunt oxidate unul la mână și cresc ca număr în sânge. Deci, creșterea lor ca număr și oxidarea lor duce la această problemă. Acum, până să ajungem la soluții și să vorbim despre lucruri care ne scad ldl scad oxidarea acelui LDL, probabil că le bănuiți deja și deja sfaturile aceste care vorbesc despre schimbarea stilului de viață, exerciții fizice, mâncare sănătoasă, eliminarea alcoolului și a fumatului, deja aceste sfaturi încep să prindă un sens, nu e așa? Pentru că fumatul, da, prin toți, prin toate toxinele care ajung în sânge, fumatul oxidează. Deci când noi fumăm, noi practic lovim acest LDL și îi schimbăm structura. În momentul în care noi bem alcool, lovim acest LDL și îi schimbăm structura. Când mâncăm grăsim trans, din nou lovim LDL. Și LDL-ul ăsta se modifică, nu mai poate să ajungă în celulă, da? Deci, acest lucru nu mai este posibil, și atunci începe să se acumuleze. Forma lui este ciudată, e recunoscută ca fiind un invadator, de către aceste macrofage. Macrofagele astea mănâncă din acest LDL, și în momentul în care mănâncă LDL, fagocitează, fac această, aceste ciule spumoase care sunt pro și care inflamează aceste artere și formează această ateroscleroză. Deci, Astea, cumva, sunt sfaturile de bază la care ne întoarcem imediat, dar permiteți-mi plăcerea să mai introduc o analogie și să vorbim despre vapoare. Să presupunem că ficatul nostru este un port, da? Portul Constanța, care uh, trebuie să debaraseze containerele și oamenii care vin la muncă. Și astfel el o să formeze VLDL, care VLDL este un vapor. Este un vapor care o să aibă multe containere, da? Are multe containere și are oameni. Oameni care pleacă și ei la muncă. Containerele sunt trigliceride, iar oamenii sunt colesterolul. Da? Deci colesterolul de aici, galben, ăsta de aici, sunt oameni, adică colesterol, iar containerele albastre sunt trigliceride. Și acest vapor pleacă la drum și se oprește în portul Galați. Adică o celulă care are nevoie de trigliceride. Și în acest port galați se uh, debarasează de containere. Lasă containerele aici. Acum, acest vapor care este mare nu mai trebuie să fie atât de mare. El se transformă într-o bărcuță un pic mai mică care poartă oameni. Da? Și această bărcuță cu oameni se va numi în cazul nostru LDL. Da? Deci... Vaporul mare a plecat din port, a lăsat containerele trigliceride, rămân oamenii. Și vaporul ăsta se face mai mic. Da? Oamenii trebuie să meargă pe un vapor mai mic și acesta se cheamă LDL. Acest LDL pleacă mai departe, dar el nu mai pleacă pe mare. Zice pe Dunăre să debaraseze acei oameni. Și ajunge într-un alt port care este Port Giurgiu. Portul Giurgiu este o altă celulă care are nevoie de acești oameni, da? care uh, are nevoie de muncitori. Și debarasează acești muncitori în port galați. Ăsta da? este colesterolul. El rămâne în port Galați, iar bar barca noastră practic e dezmembrată în momentul respectiv. Ce se întâmplă? Unii oameni rămân în portul Giurgiu să lucreze, dar rămân câțiva oameni pe afară, rămân câțiva șomeri. Și atunci, portul constanța trimite o șalupă mică. Este o șalupă care colectează ăia câțiva oameni șomeri din portul Giurgiu și trimite șalupa înapoi în portul Constanța, urmând ca acei oameni să fie din nou introduși pe un vapor mare. Da? Această șalupă este HDL. Și dacă facem din nou acest vas de sânge în care avem aceste bărci medii care sunt doar cu oameni, da? Deci acel vapor mare a lăsat containerele în portul Galați și s-a transformat acel vapor în aceste mici bărcuțe, da, care transportă oameni, adică LDL. Deci ca să reluăm schema de aici, din portul Constanța pleacă un vapor mare, marfar, care are, are, și containere și oameni, lasă containere într-un alt port da, și se transformă într-o barcă mai mică. Această barcă mai mică, LDL, în momentul în care o ia în sus pe Dunăre și se duce la portul din Giurgiu și înainte ca aceste bărci cu oameni să ajungă în port, sunt lovite, sunt împușcate de pe mal de, nu știu, de niște mafioți, altă bărcuță dă de niște pietre și rămâne blocată, altă bărcuță se răstoarnă și ceea ce se va întâmpla este că aceste bărcuțe se vor acumula pe albia Dunării și la un moment dat nu o să mai permită fluxului să treacă. Da? Și asta se cheamă ateroscleroză. Și acum hai să revenim la această schemă și să ne gândim la lucrurile care pot să ducă la un exces de LDL colesterol în sânge. Din nou, LDL colesterol nu măsoară numărul de chiftele rele, da? nu măsoară numărul de, nu știu, de bărcuțe. LDL colesterol e o analiză care măsoară totalul de colesterol LDL, totalul de colesterol conținut în aceste chiftele pline de grăsime LDL din sânge. Acum, primul element care duce la creșterea de LDL, colesterol, este mâncatul în exces. În momentul în care tu mănânci în exces, mănânci multe grăsimi saturate, mănânci mulți carbohidrați, mănânci multe dulciuri, toată energia asta care nu poate fi folosită de corpul tău, în ce se va transforma? Mergem din nou pe acest desen în sus. Și vedem în ce se va transforma. Deci foarte multă grăsime saturată sau foarte multe dulciuri se vor transforma în chiftelele mari, ale primele făcute de bunica, VLDL, pentru că ficatul vrea să ia cele trigliceride să le trimită la celule, da? Trimite aceste chiftele mari sau face foarte multe marfare de genul ăsta, da, și le trimite în alte porturi. Aceste multe marfare se vor transforma în multe bărgi din astea micuțe care transportă după aceea colesterol, adică acești oameni. Deci din start, multă mâncare multă grăsime în exces, grăsime saturată în special, multe dulciuri vor face mult LDL. Dar din nou revenim la bază. Mult LDL la o persoană super sănătoasă, care face foarte mult sport, care mănâncă multe grăsimi nesaturate, care bea ulei de măsline, care mănâncă multe legume, mult LDL, chiar dacă acea persoană e aproape imposibil să facă mult LDL, dacă ar avea mult LDL, acela ar fi un LDL să zicem sănătos. În schimb, revenim la ce am mai spus. Dacă persoana respectivă fumează, toxinele din acel fumat vor ataca structura lipoproteinei LDL da? și o vor oxida. Din nou, dacă persoana respectivă consumă alcool, din nou se va întâmpla același lucru. Dacă persoana respectivă. Mâncă mâncare ultraprocesată, din nou se întâmplă același lucru. Dacă persoana respectivă este stresată, deci dacă tu, să zicem, că mănânci bine, faci sport, nu fumezi, nu bei alcool, dar ești super stresat la birou, din nou îți crește stresul oxidativ, și atunci aceste bărcuțe care plutesc prin sângele tău, aceste multe bărcuțe, sunt atacate de toate chimicalele pe care corpul tău le face în stres formează acel stres oxidativ și bărcuțele astea sunt dărâmate și ajung să eșueze pe albia râului și să ducă la acea ateroscleroză. Și acum, dacă te afli în această situație și până acum ai rămas în acest, la acest material, la acest video și ai înțeles ce înseamnă acest LDL colesterol, de ce? LDL colesterol poate la tine sau la o cunoștință de ta, la părinții tăi, este mare. Și înțelegi că nu este vorba de colesterolul pe care îl mănânci, ci este vorba de faptul că acțiunile tale atacă acel LDL colesterol și duc la acumularea lui în sânge Poți să înțelegi și că acțiunile tale scad secreția de HDL-colesterol, șervețelele care șterg practic excesul de grăsime și, înțelegând aceste lucruri, probabil că vrei să afli soluții. Și astfel, hai să trecem la soluții. 1. Vorbim de grăsimi saturate plus exces de mâncare. Soluția este să începi să scazi consumul de grăsimi saturate. Sunt multe mecanisme complexe, n ar lua alte ore să le lucidăm, dar grăsimile saturate se transformă preponderent în foarte mult VLDL care duc ulterior la crearea de LDL. Un alt mecanism prin care grăsimea saturată participă la crearea de mult LDL Rău, da? LDL oxidat, care este aterogen, formează ateroscleroză, este prin oxidare. Grăsimile saturate oxidează ușor acest LDL, deja circulant în sânge, îl schimbă ca structură și duc la acumularea lui. Deci, uite te pe ingredientele alimentelor pe care le mănânci. De cele mai multe ori, acele chipsuri, acele prăjeli, tot felul de biscuiți plini de grăsimi, tot felul de pateuri, tot felul de. Uh, patiserie ambalată pe care o găsești în hipermarketurile din ziua de astăzi și așa mai departe care conțin grăsimi, uite-te la ingrediente. Dacă conțin multe grăsimi saturate, trebuie să înțelegi că acele grăsimi saturate o să-ți atace LDL-ul care este sănătos, o să-l transforme într-un LDL nesănătos cu o formă ciudată și asta va duce la acumularea acestui LDL aterogen și la formarea aterosclerozei. Deci evită grăsimile saturate. Și în același fel, evită excesul de mâncare. Excesul de mâncare o să ducă la formarea de mai mult VLDL, adică acele chiftele mari care transportă trigliceride la celule și la formarea ulterioară a mai mult LDL. LDL-ul ăla o să fie din nou atacat de grăsimi saturate sau de excesul caloric pe care îl mănânci și îl vor transforma în LDL nesănătos care se poate depune pe artere. 2. Alimentație sănătoasă. Există alimente care îți cresc în ficat secreția de HDL, da? formarea de HDL. Am stabilit până acum că acest HDL este un șervețel pe care îl formează ficatul tău, îl excretă în sânge și acest HDL șterge excesul de colesterol și îl aduce înapoi la ficat. Și ficatului îi place să facă mai mult HDL atunci când tu îi dai combustibil pentru pentru HDL. Adică grăsimi nesaturate, cum ar fi uleiul de măsline, nuci, pește sau atunci când mănânci fibre și antioxidanți, mănânci polifenol din fructe, din legume, toate aceste substanțe o să ducă la creșterea de HDL. Deci chiar dacă ai mâncat un pic de grăsimi nesaturate, ți-a crescut un pic LDL colesterolul, tu când mănânci mâncare sănătoasă, faci în ficat mai mult HDL care vine ca un șervețel și șterge grăsimea de pe vase, șterge excesul de colesterol și îl readuce înapoi la ficat. 3. Vorbim despre fibre solubile. Aceste fibre solubile se găsesc în tărâțele de ovăz pe care eu le recomand și aceste tărâțe de ovăz, atenție, se găsesc și în ovăzul integral. Deci când te duci la supermarket și îți cumperi fulgi de ovăz integral, ele deja au tărâță de ovăz. Există și tărâțe de ovăz separat, adică poți să nu mănânci fulgul de ovăz, poți să mănânci doar tărâța de ovăz fără carbohidrat, iar noi avem pe acest canal un video pe care, în care explicăm exact cum funcționează tărâța de ovăz deci tărâța de ovăz are beta-glucan, este o fibră solubilă. Fibre solubile găsim și în mere, și în linte, și în fasole, deci multe astfel de alimente pe care doctorul ți le recomandă, dar nu-ți explică de ce trebuie să le mănânci, conțin aceste fibre solubile. Aceste fibre solubile o să capteze în intestinele tale acel acid colic. Am mai explicat la începutul acestui material că o mare parte din colesterol se duce în sucurile biliare și participă la emulsionarea grăsimilor. Problema este că acel acid colic se reabsorbe în proporție de 95% înapoi. Ceea ce poți tu să faci este să oprești absorbția acelui colesterol, acel a acid colic din sucurile biliare și asta o fac fibrele solubile, cum este beta-glucanul din tărâța de ovăz. Deci dacă mănânci ovăz în fiecare zi, și sunt studii. Avem studiile astea descrise în materialul despre ovăz pe care îl găsești pe acest canal, dar sunt foarte multe studii foarte clare care arată că dacă mănânci 40 de grame de fulgi de ovăz, 40 de grame fiind forma sa deshidratată, deci faci, pui 40 de grame de fulgi de ovăz în apă fierb 10 minute și mănânci acel terj de ovăz, șansa ta de a-ți scădea nivelul de colesterol este destul de mare. Și s-a observat că nivelul total de colesterol scade cu 30 până la 40 de miligrame pe decilitru și dacă ne uităm la schema aceasta, diferența este foarte mare, adică dacă ai un LDL colesterol de 130, dacă îl scazi de la 130 la 100 tu deja te duci din zona de risc în zona de sănătos deci fibrele solubile, cum ar fi tărâțe de ovăz, fasole, linte aceste fibre nu vor lăsa reabsorpția colesterolului din sucurile biliare și te vor ajuta să elimini acest colesterol. Deci este un mod de a capta acel colesterol și a-l elimina și astfel tu nu să mai captezi atât de mult colesterol și nivelul total de colesterol din sânge o să scadă. Un alt lucru care stimulează ficatul să crească nivelul de HDL, adică să secrete mai multe astfel de șervețele care șterg excesul de colesterol, excesul de grăsime, este exercițiul fizic. Și aici putem să vorbim despre alergat, despre not, și în special despre ridicat de greutăți, în momentul în care te duci la sală și faci exerciții fizice cu greutăți, tu, pe de o parte, o să-ți crești nivelul de HDL, deci exercițiul fizic stimulează ficatul să crească HDL-ul, acel șervețel care șterge grăsimea în plus. Și pe de altă parte, aceste exerciții fizice o să inducă un sistem antioxidant endogen. Adică corpul tău o să facă mai mulți antioxidanți și o să oprească acel exces de LDL să fie oxidat, transformat în acel LDL ciudat care se depune pe vasele de sânge. 5. Bineînțeles, renunțarea la fumat și alcool. Te gândești de multe ori de ce fumatul, cum fumatul ar putea să-mi crească colesterolul. Și de multe ori explicația este foarte neplauzibilă. Că tu fumezi, sunt niște toxine și colesterolul pare să fie o grăsime pe care tu o mănânci. E. Dacă ai fost atent la explicația lungă de până acum, atunci înțelegi că poate mânci mai mult. Să zicem că mănânci o prăjitură, da? Și în momentul în care ai mâncat acea prăjitură, cele multe calorii uh, intră în corp, dar nu sunt folosite. Și atunci ficatul tău este nevoit să transforme. Glucoza aceea în exces, în trigliceride. Și trigliceridele trebuie să fie trimise în țesuturile tale adipoase, doar că ele nu pot fi trimise singure. Ele o să fie trimise prin acest VLDL, acea lipoproteină mare cu densitate mică, VLDL. Deci acea chiftea mare se duce din ficat către țesutul tău gras, țesutul adipos, se depun acele trigliceride da? și acea chiftea nu mai are trigliceride și se transformă în LDL. În momentul în care tu ai mâncat o prăjitură și ai trimis acele multe chiftele la țesutul adipos, acele chiftele se transformă în LDL. Acel LDL după aia caută alte celule ca să cedeze acel colesterol, dar tu ți-a prins o țigară și fumezi o țigară. Toxinele din acea țigară o să lezeze acel LDL, iar el o să devină nefolosibil de către celulele din corpul tău și o să se acumuleze în sânge și o să circule. Asta e mecanismul prin care fumatul duce la o creștere de LDL nesănătos, acel tip de LDL colesterol LDL care este lezat, care este oxidat și care nu mai poate fi folosit de celulele tale. Și același lucru face și alcoolul. Alcoolul scade capacitatea ficatului să facă HDL, colesterol bun, lipoproteine bune care uh, absorb colesterolul în exces. Și uh, alcoolul în exces o să oxideze din nou acel LDL și o să-l transforme în colesterol aterogen. Și șase, scădere în greutate. Pentru că, din nou, greutatea în plus, grăsimea în plus, face niște elemente care sunt prooxidative, proinflamatorii. Deci, o persoană care este supraponderală, pe lângă faptul că mănâncă mult și are mult VLDL și mult LDL în sânge, acea grăsime este proinflamatorie și ea oxidează acel LDL și îl transformă în LDL aterogen, LDL care se lipește de artere și face ateroscleroză și duce la risc de AVC sau risc de infart. Deci, din nou, simpla scădere în greutate te poate ajuta să scazi acel nivel de LDL. Și există suplimente cum ar fi niacina sau vitamina B3 care pot să crească nivelul de HDL, dar atenție, acesta se prescrie de medic, deci e bine să vorbești cu medicul tău și să-l întrebi care sunt acele suplimente sau medicamente care pot să-ți crească nivelul de HDL sau care pot să capteze, la fel cum fac tărâțele de ovăz, excesul de colesterol sau Colesterolul din sărurile biliare și astfel să scadă absorpția sau reabsorpția de colesterol din propriul tău tract digestiv. Și acum vreau să vorbim despre testare, pentru că din nou, graficul acesta cred că ar trebui să îl știe toată lumea. Dar acestea sunt nivelurile de colesterol ideal. Este să ne menținem aici, colesterolul total să fie sub 200, LDL trebuie să fie sub 100, iar HDL să fie peste 60. Dacă ești în zona asta, e timpul să te apuci de treabă, să faci lucrurile despre care am vorbit mai devreme. Dacă ești în zona asta, medicul e posibil să-ți prescrie statine. Acum, statinele sunt niște medicamente care inițial s-a crezut că îți scad nivelul de colesterol. Dar ceea ce s-a observat în timp este că, de fapt, nu scăderea nivelului total de colesterol este ceea ce face statinele eficiente. Există alte medicamente mult mai eficiente, poate facem un alt material în care o să vorbim despre ele și despre alte metode de a scădea colesterolul. Așa că da, probabil că, de fapt nu probabil, în mod cert o să urmeze un al doilea material despre colesterol în care o să vorbim nu despre mecanismul prin care îl crește, ci prin lucrurile concrete, dovedite științific, care ne ajută să scădem nivelul de colesterol rău, să-i spunem așa, sau colesterol sau lipoproteine aterogene. Deci o să vină și acest tip de material, dar până atunci vreau să vorbim despre ce poți să faci tu ca să testezi nivelul de colesterol și în special de ăla rău, dar revenind la statine, statinele se pare că nu doar că îți scad nivelul de colesterol și nu asta te interesează, statinele de fapt sunt foarte antiinflamatorii. statinele sunt niște medicamente care îți scad nivelul de inflamație și de fapt Asta este mecanismul prin care statinele ajută. Din nou, există alte medicamente care ajută mult mai bine, dar statinele în principal ajută persoanele care sunt în special în acest danger zone, în zona asta mare de colesterol. Ele ajută prin scăderea nivelului de inflamație. Dar, hello, putem să ne scădem acest nivel de inflamație fix prin elemente de stil de viață care sunt accesibile oricui. Să dormi 8 ore, să mănânci legume, să faci sport, să nu exagerezi prin mâncare, să nu exagerezi prin grăsimi saturate, mai să fumezi mai puțin. Ok, poate nu poți să te lași, dar nu mai fuma un pachet. Fumează 5 țigări pe zi, fumează 2 țigări pe zi. Bea un pahar pe săptămână, nu mai bea un pahar în fiecare zi. Și tot așa, sunt modificări de stil de viață care ajută enorm, enorm de mult și care pot să ducă de la danger zone să te ducă efectiv în zona verde. Dar ceea ce putem să testăm mai bine sau Testul care ne arată mai exact riscul nostru de a avea probleme este testarea acestui ApoB. ApoB este o analiză care testează exact numărul acestor apolipoproteine B. Cum ziceam, fiecare moleculă din asta, fiecare lipoproteină de LDL are un singur apobi. Apobiul ăsta este cârligul care se va fixa de această celulă. Da? Și atunci când testezi apobiul, tu poți să prezici mai exact numărul de lipoproteine aterogene. Adică APOB calculează concret numărul de LDL care este deja deformat și care este rău și care se poate depune. Și acest Apobi trebuie să fie sub 100 de miligrame pe decilitru. 100 de miligrame pe decilitru este undeva o un medie, undeva o depășire de 120 de miligrame pe decilitru este deja o zonă de risc. Recomandarea este să fii sub 100 de miligrame pe decilitru, cu cât mai jos, cu atât mai bine. Undeva la 70-60 de miligrame pe decilitru este o zonă ideală în care vrei să te afli. Deci da, testarea HDL colesterol și LDL colesterol și VLDL colesterol este o testare rezonabilă, o testare care ți arată însă riscul de a face boli cardiovasculare mult mai precis este acest ApoB, apolipoproteina B, care trebuie să fie sub 100 de mg pe decilitru. Oameni buni, nu-mi dau seama, scrieți-mi în comentarii dacă v-a plăcut acest material. A fost un material puțin mai diferit, a fost cu destul de multă teorie, a fost și cu destul de multă muncă de lămurire din partea mea în scrierea acestui script și în identificarea acestor elemente care să poată fi explicate în felul ăsta și desenate. Vreau feedback ul vostru sincer. Dacă v-a plăcut acest material, scrieți-mi jos. Dacă vi s-a părut prea complicat, scrieți-mi jos. Dacă v-am pierdut la un anumit moment dat, scrieți-mi jos unde v-am pierdut. În orice caz, o să revin cu un alt material și despre colesterol și o să țin cont de feedback-ul vostru. Poate o să-l refac și o să-l fac, o să fac conform feedback-ului vostru. Până atunci, însă aveți grijă de voi. Faceți alegeri corecte, sper că ați înțeles cum funcționează colesterolul, de către cine este transportat și cum pot fi aceste bărci LDL avariate și cum ne pot face rău, ce lucruri ne ajută să nu avariem acele bărci și să le ținem sub control și care sunt analizele pe care trebuie să le facem ca să vedem care este riscul nostru de boală cardiovasculară. O să facem un alt material despre colesterol, o să țin din nou cont de feedback-ul vostru în uh, elaborarea materialului despre trigliceride, pardon, ziceam că facem un alt material despre trigliceride și o să facem un alt material despre colesterol în care însă o să ne axăm concret pe soluții pentru a scădea nivelul de colesterol care o să țină de la soluții alimentare, la exerciții, câte exerciții trebuie să facem, de câte tipuri ce timp de exerciții să facem, cât timp să exersăm pe săptămână, ce să mâncăm și ce să evităm în a mânca pentru a scădea nivelul de colesterol și tot așa. Apreciem oricând un like, apreciem oricând un share, apreciem oricând un subscribe, avem o echipă în spate care crește, noi ne diversificăm ca și activitate, așa că susținerea voastră este baza noastră. Da? Tot ce construim noi peste e frumos, dar baza, baza este susținerea pe care o primim de la voi. Mulțumesc din nou celor de la live Dental Spa pentru faptul că susțin acest material și că au curaj să se promoveze prin astfel de metode, prin materiale care sunt educaționale și materiale care nu sunt ușor de digerat, dar, din nou, și cu atât mai mult le mulțumesc pentru asta și vouă că ați rămas aici până acum. Deci, ăsta a fost, cred că, cel mai, cel mai greu de editat video pentru Sorin și pe această cale. Și lui Sorin îi mulțumesc. Apropo, cred că ar fi mișto să-l avem pe Sorin într-un podcast. Ce-ați zice? Ce-ați zice voi? Dacă Sorin are, apropo, un cont de YouTube, pentru că el vrea și el să, să facă momentanii part-time YouTuber, o să vrea să se facă și full-time YouTuber, Sorin o să lase acum un link cu contul lui de YouTube și vreau să vă întreb pe voi dacă vreți să-l chem pe Sorin într-un podcast să discutăm și să-l cunoașteți, de fapt, pe Sorin să vedeți cine este. So yeah, mulțumim, de fapt, din suflet lui Sorin că a avut răbdare să editeze acest video iar voi rămâneți sănătoși și fericiți și aveți grijă de voi. Ceau!